un singur răspuns câștigător, vrei unul singur? Da. Eu aș recomanda flota. Mamă, și tu ții flotele, deci, să mă rău, deci... Salutare, dragii mei youtuberești, bine ați venit la un nou vlog. După cum vedeți, suntem alături încă o dată, iar și iar ne-am adunat ca să ne strângem, vorba aia, doamna Ioana Moisa, expert contabil la Platinum Contab. Da, și auditor financiar și manager. Când am auzit de auditor, deja am transpirat un pic. Și toate titlurile. Noi întocmim, noi verificăm, facem foarte multe activități. Perfect. Astăzi vreau să vorbim, dacă în ultimul vlog cu dânsa am vorbit despre PFA, astăzi vreau să vorbim despre SRL. Ce se va întâmpla din 2023 și cum putem să... optimizăm. Să optimizăm... E un termen potrivit. Costurile, da. Da. Ioana, te rog frumos, zi-mi ce se schimbă de fapt la SRL-uri? Foarte multe lucruri se schimbă. Pornim de la regimul de impozitare, pornim, apoi trecem în revistă taxele salariale, valoarea salariului minim pe economie, impozitul pe dividende. Sunt trei subiecte foarte, foarte importante pe care aș vrea să le ating, pentru că e foarte important să le înțelegem, să înțelegem diferența între ceea ce este acum și ne luăm în momentul de față o decizie și ceea ce va fi peste câteva zile. Exact. Că nu mai e mult. Da, știi ce mă, folosesc termenul ăla de, cum îi zice, mă enervează pe mine. Te știi, da. Ăla, bă, toată lumea îl folosește. Dar ce este enervant în România este că nu poți să-ți faci plan de business afaceri, pe termen, da, lung. Da, nu avem nicio predictibilitate. Exact. Pentru că ceea ce știm astăzi se schimbă radical mâine. În activitatea mea am întâlnit foarte multe firme care s-au înființat și au luat decizii administrative, de management, și au pornit cu o strategie și legislația s-a schimbat. Exact. Hai să facem să fie bine, hai să facem invers, hai să ne gândim și să ne răsucim ca să fie bine pe viitor. Dar predictibilitatea e cam mult. Nu avem predictibilitate. Hai să trecem un pic în revistă cele mai importante schimbări. Deci am zis odată, 8% dividendele, da, nu mai sunt 5%. Da. Și am înțeles că se mărește și salariul, crește minim salariul minim pe economie. Economie. Dacă acum este 2550, de anul viitor va fi 3000 de lei. Din care 200 de lei... legislativul nostru ne-a făcut o favoare și consideră neimpozitați cu contribuții salariale. Și mai avem încă o schimbare destul de mare vis-a-vis de impozitarea firmelor. Asta este cea mai mare schimbare. Practic, noi la creșterea salariului minim ne așteptam că se întâmplă în fiecare an. Nu știam fix valoarea, că va fi 2550, 2750, 3000, nu știam valoarea. Uh-huh. E oarecum predictibil, să spunem. Dar regimul de impozitare al firmelor s-a schimbat substanțial. Ce înseamnă asta? Dacă anul acesta aveam eu cu mine un SRL al meu, eram administrator, nu aveam angajați, nu m-am angajat că am considerat că taxele salariale sunt foarte mari. Da. Eram administrator, puteam aduce la îndeplinire obiectul de activitate al societății, adică puteam presta și obține venituri pe firmă. Erau ale firmei, nu ale persoanei fizice, să ne înțelegem. Anul acesta era simplu, plăteam 3% din venituri, neavând un angajat cu normă întreagă, totul era bine și frumos, îți asumai ăia 3%, bine. Ulterior impozitul pe dividende de 5% și așa mai departe. Anul viitor nu mai există 3%. Avem cele două regimuri, regimul cu impozitul pe venitul micro-întreprinderilor și regimul cu impozitul pe profit. Astea două sunt radical diferite, pentru că, numărul 1, avem un angajat cu normă întreagă, da. Da, plătim 1% din venit, dar asta înseamnă să ne asumăm taxele pentru un angajat, da, cu normă întreagă. Aici scrie și trebuie să plătești taxele la... Aproximativ la stat, 1200 da. De lei, înseamnă că trebuie să plătești. Dacă ai un angajat parțial, cu 4 ore sau cu, chiar dacă este angajat în altă parte... nu te ajută pentru că nu se consideră îndeplinită condiția de angajat cu normă întreagă. Normă întreagă, exact. Deci fie am 2 angajați cu câte 4 ore, statul vrea să-și ia 1200 de lei taxele de la noi. De la orice firmă, da. Da. Bun, plătesc 1200 de lei taxe, plătesc 1% din venituri.
Adică, eu dacă am o firmă și sunt angajat, de exemplu, am SXS Auto, da? Da. Eu dacă mă duc de mâine sau zic, Ioana, te rog frumos, fă-mi și mie angajarea, mi-ai făcut angajarea, eu voi plăti de la anul, da, impozitele pe salarii și 1%. Da, din ceea ce facturezi, din venit. Din venit. Din venit. Tot din venit ceea ce facturezi, din ceea, da, ce obții venitul brut la ride sharing din platformă, cel inițial, nu după ce a scăzut Uber-ul comisionul. Exact, cel inițial, ăla care îl vezi brutul, pe... mare. Da. Exact, câte curse ai efectuat de 10.000 de lei, ăla îl impozitezi cu 1%. Și bun, acolo avem 100 de lei impozitul pe venit și 1200 de lei taxele salariale. Taxele. Asta este la venitul micro. Așa, celălalt, pe 16%. Celălalt, cu impozitul pe profit. Dacă nu avem un angajat cu normă întreagă, nu avem doi angajați cu câte 4 ore, nu avem salariați, nu mai există opțiunea asta de 3%, care ziceam eu acum un, da, minuțel. Nu există. Acum plătesc impozit pe profit. Impozitul pe profit înseamnă 16% din profit. Venituri minus cheltuieli. Venituri minus cheltuieli, să înțelegem direct. În cele mai multe cazuri, atunci când avem firme care prestează servicii, impozitul pe profit este total dezavantajos. Da, pentru că ai dreptate, adică eu dacă montez cauciucuri, nu știu, am zis așa, da? Să plătesc manopera, exact. Tu nu ai cheltuieli, prestezi un venit. Noi, în contabilitate, nu avem foarte multe cheltuieli, ca să zic, în afară, da, de consumabile, hârtii, o licență, sau, da, câte laptopuri poți să cumperi, cât nu poți să toată, bagi, da, exact, toată luna laptopul, deci, și imprimante. Impozitul pe profit la firmele, la firmele care prestează servicii, așa cum este Uber-ul, cum este ride-sharing-ul, așa cum avem domeniile acestea de activitate vizate, este dezavantajos. Făcând o simulare între cele două categorii, impozit pe venit 1% plus taxe, impozit pe profit, la impozitul pe profit noi plătim 750 de lei impozitul pe profit pentru un venit brut de 10.000 de lei. Ok. Ori impozitul pe venit era doar de 100 de lei, 1%. 1%. Când nu aveam un angajat cu normă întreagă, plăteam 3%, 300 de lei. Și tot era mai mic. Și eram foarte bine, 300 de lei versus 750 de lei. Da, dar aici la ăștia 750 de lei mai scazi combustibilul și se mai scade. Nu, un pic. E deja scăzut 2000 de lei aici, combustibil. Aici ai făcut, da, calcul și era scăzut. Am făcut la face un 10.000 imediat de lei brut. Am luat o cheltuială de 2000 de lei combustibil în considerare. What the fuck, și tu aici ai scăzut? Da. Păi nu se merită absolut deloc. Deci la un 10.000 de lei brut, impozitul pe profit este de aproximativ 750 de lei. Da. Bun. Ok. Hai să facem o... Bine, am vorbit în mare acum. Este ce foarte se întâmplă, dezavantajos. Da? La firmele, ca un sfat așa, neavând neapărat legătură cu obiectul de activitate, la firmele care fac comerț, rentează impozitul pe profit. Pentru că ai 16%, da, din profit. Da, din profit. Da? Și nu din venit. Sunt firme care au rulaj mare pe adaos mic și convine situația. Da, dar la firmele exemplu... noastre astea, pe care vrem să le conciliem astăzi, nu rentează regimul de impozit pe profit. Bun, și atunci varianta care? Să rămână oamenii la flote, să nu-și bată capul. Nu? Vedem la final concluzia, da? O lăsăm pentru final. Bun. Bun, da, am înțeles. De exemplu, cum am eu magazinul respectiv, că îmi bag cheltuiala cu chiria, cheltuiala cu curentul, cheltuiala cu contabilitatea, exact, cheltuieli, eu dacă am un adaos mic, automat se scad venitul minus cheltuielile. Și toate cheltuielile, și s-ar putea să ieși mai bine cu 16% impozit pe profit decât cu 1 sau 3% impozitul pe venit. Pe venit. Pentru că tu poți să ai un rulaj foarte mare, vinzi foarte multe produse, vinzi foarte multe piese auto, mergi pe rulaj și s-ar putea 1 sau 3% să nu te avantajeze. Ok, hai să facem simularea asta pe care am făcut-o cu ride sharing-ul. Și tu știi ce ai scris aici. Da. Hai să vedem. Am plecat de la un venit brut de 10.000. Am considerat comisionul Uber, Bolt, indiferent care platformă, un 25% comision înseamnă 2500. 2500 de lei sunt dați, nu e nimic opțional. Fiind neplătitor de TVA,
în cazul expus, marea majoritate a firmelor care sunt pe ride-sharing și sunt micuțe cu 1-2 șoferi pe mașină, mai plătim suplimentar și 475 de lei TVA-ul intracomunitar. Foarte important, acest TVA se plătește indiferent câte cheltuieli punem, indiferent câte venituri avem. 19% din comisionul Uber Bolt se dă către stat. Deci da, trebuie să luăm din stat. Plătit, exact, clar. Exact. Bun. Dacă suntem micro, acel 1% de care ziceam, trebuie să luăm în considerare că mai plătim și 1200 de lei taxele salariale. Ok. Anul acesta era 1083, acum sunt 1200 pentru că au crescut evident. Da. Da? Mai luăm în considerare un cost cu contabilitatea, de să dau din casă tariful nostru practicat sau să nu-l dau. Bun, special pentru abonații canalului Edi B, noi practicăm un tarif de 350 de lei, care include o mașină. Fiecare mașină suplimentară facturăm separat 100-150 de lei, da? Da, pentru aici, deci orice firmă plătește o taxă și eu la magazin mi-ai pus o taxă. Băi, ok, vrei să fiu contabilă ta? Este pentru serviciile prestate de noi este evident că trebuie emitem factură, avem contract, ne asumăm exact, în totalitate exact, lucrurile adică acestea, dar un tarif mediu este de 350 de lei. Ăsta este un tarif practicat aproximativ de noi pentru cei care vin prin intermediul canalului tău. Scăzând toate astea, am mai pus 100 de lei impozitul pe venit, okay. 1% din 10.000, ziceam eu că e din venitul brut, suma brută facturată, uh-huh. Și rămânem cu un 5.375 de lei, scăzând toate astea, Uber, TVA, taxe salariale, contabilitate, impozit pe venit, rămânem cu un 5.375. Aici, în suma aceasta, nu e luată în considerare cheltuiala combustibilului. Cu mașina. Da, adică reparații, combustibil, piese da. Auto pe care le cumpără de la tine, bineînțeles. Deci orice cheltuieli referitoare de, la mașină nu sunt luate în considerare aici, în 5.375 de lei. Bun, trebuie să mai ținem cont din acest 5.375, tu trebuie să adaugi 1.700 de lei pe care ți le iei în mână ca salariu. Că trebuie să ți-l iei, dacă l-ai declarat. Nu poți să-l lași acolo, din câte știu. Da, e adevărat. Dar asta este o modalitate de a-ți scoate banii din firmă. Cheltuiala ta efectivă sunt taxele salariale. Și să mai ținem cont că mai este încă un cost la acești mai bani. Mai este încă un cost care s-a majorat, evident, de anul acesta, impozitul pe dividende, da? Banii firmei nu sunt banii noștri. Și eu am două firme. Nu sunt ai mei banii, sunt ai firmei. Sunt ai lui Platinum Contab. Te-ai chinuit un pic și cu mine la început. Da. Cum mă, Iona? Dar eu am muncit pentru banii ăștia, ai merit. Sunt ai mei, nu a făcut statul nimic. Nu, banii firmei sunt ai firmei. Persoana juridică este cea care deține disponibilitățile, da? Deci nu persoana fizică. Ca banii să ajungă la persoana fizică, îi mai impozităm o dată. Îi mai impozităm cu 8% versus 5%. Da, bineînțeles, impozitul pe dividende există peste tot. Anul viitor e 8%, așa atingem și subiectul ăla cu dividendele. Anul acesta a fost 5%, de mulți ani este 5%. Bun, și mai aici încă o variantă. Bun, deci în varianta asta rămânem cu 5.375, ne scăzând cheltuială cu combustibilul, ne scăzând impozit pe dividende și așa mai departe. Dacă totuși nu avem un angajat cu normă întreagă, nu ne angajăm, sunt eu cu mine, eu administrator, eu prestez, eu fac chestia asta. Varianta asta se aplică doar în cazul administratorului, că dacă îți vine cineva din exterior și prestează, trebuie să-l angajezi, evident, pentru că dacă nu l-ai angajat, nu, e muncă la negru. Da. ITM-ul sancționează chestia asta între 10 și 20 de mii de lei. Adică șoferii trebuie să fie... Da. A, frumos. Șoferii trebuie să fie angajați. Administratorul firmei poate presta serviciile fără nicio problemă. Sau administratorii, dar, în cazul dar, care sunt. Da, administratorii, da. Pot fi și 10, dar cine își pune administrator pe firmă, tot șoferii. Vin și pleacă, adică ar fi practic imposibil. Avem 10.000 de lei brut.
Avem 2500 de lei comisionul Uber, Bolt, da. Și așa mai departe. Avem 475 TVA-ul ăla intracomunitar, care e valabil indiferent de regimul de impozitare. Okay. Avem contabilitatea și mai avem 750 de lei, 748 de lei. Mai exact, da. Impozitul pe profit. Da? Okay, la da. Impozitul ăsta am scăzut deja în calculul impozitului o cheltuială medie de 2000 de lei pe mașină. Combustibil, mici reparații, piese auto. Dacă okay. crește cheltuiala, scade impozitul cu puțin. Dar nu mai rămân bani, adică tot... Da. Și atunci aici, în varianta asta, rămânem cu un 5927. Este adevărat că la prima vedere par avantajos impozitul pe profit, că avem 5927 okay. versus 5375. Dar diferența este contractul de muncă. În varianta micro, ai un contract de muncă, îți merge vechimea, ești asigurat la sănătate. Aici? Aici pa, nu pa. Ai un contract de muncă, nu îți merge vechimea, nu ești asigurat la sănătate. Se întâmplă ceva? La revedere, dai din buzunar. Da. Deci diferența asta de 500 de lei între cele două o face de fapt contractul ăla de muncă, unde noi plătim acolo 1200. Dar strict pe impozitare, impozitul pe venit în cazul micro este 1% și e 100 de lei, impozitul pe profit e 750 de lei. Și încă ceva, de exemplu, cum sunt eu de am un magazin? Eu am putut să-mi bag mașina pe firmă, pentru că chiar o folosesc. De da. Dus la muncă, mă duc, mai au piese și așa mai departe. Da. Adică da. O folosesc în interes de serviciu. Eu dacă nu am un manager de flotă, da, manager da. De transport, da. Manager de da. Așa, tu mi-ai spus că eu am dreptul să-mi scad decât jumătate din cheltuielile cu mașina. Da. În cazul, nu se aplică, nu se aplică în cazul ride-sharing-ului, dar a transportului de persoane. Dar pentru o altă firmă, cheltuiala cu mașina este deductibilă un procent de 50%. Pentru că de ce se consideră că o folosești și interes personal. Exact. Dacă nu ai manager de flotă pe care trebuie să-l angajezi. Exact. Și care costă deci bani. Se consideră că tu nu o folosești Fac. Exclusiv în scopul desfășurării activității. Poți să-ți deduci și 100%, dar trebuie să faci foaie de parcurs din momentul în care ai contractul de comodat. Foaie de parcurs cu fiecare kilometru. De la punctul A la punctul B am cheltuit atât combustibil, consumul mediu e de 10%, am mers 70 de kilometri. Da, bun, ok, am înțeles ideea asta. Nimeni nu face lucrul ăsta. Dar atunci, dacă vreau ca toate cheltuielile de pe mașina respectivă să mi le deduc în totalitate, da. Ce trebuie să fac? Să cumpăr mașina pe firmă, adică să aparțină firmei pe persoane firmă, fizice? O cumperi pe firmă, dar este aceeași condiție privind deductibilitatea, indiferent că e cumpărată sau un contract de comodat sau închiriere, dacă nu faci foaie de parcurs să justifici consumul de combustibil, acesta este dedus în procent de 50%. Da? Ok, dar nu înțeleg bine. Ar trebui să înțeleg că sunt mulți care folosesc mașinile firmei în interes personal. Bun. Dar trebuie totuși... să înțelegem că chiar este o realitate. Inclusiv mașina aceasta este cumpărată pe firmă, o folosesc în scopul firmei, dar trebuie să recunosc că e folosită și în interes, în interes personal. Într-o proporție mică, dar este și în interes personal. Și am atunci înțeles. Fiscul a zis, nu ne mai batem capul, nu vă bateți capul cu foi de parcurs, o folosiți și deduceți doar 50% din toate cheltuielile ce generează mașina. Da. Exact. Dacă vrei să-ți deduci 100%, faci foaie de parcurs cu kilometri, consum mediu, valoarea aprovizionată, consum. Am făcut aceste calcule și acum, referitor la vlogul din spate cu PFA-ul, da, când vorbeam, oamenii au întrebat, ok, și ce este mai ok să-mi fac? Ce merită? SRL-ul sau PFA-ul? Acum, din 2023, de exemplu, pentru un magazin cum îl am eu, sau pentru ride sharing, sau pentru, nu știu, orice activitate mică, nu ne referim la chestii mari. Până acum oamenii își făceau PFA-uri. Da. Majoritatea. Da. Ok. Tu ce ai recomanda ca și contabil, ca și om care știe cu ce se mănâncă treaba asta? Ce ai recomanda? PFA-ul sau SRL-ul? Din punctul meu de vedere, dacă pe PFA obții un venit sub 6.000 de lei venit net, da. Atunci, să zicem că ar mai renta PFA-ul.
Dar dacă depășești 6.000 de lei, adică două salarii minime pe economie într-o lună, dacă depășești 6.000 de lei venitul net, tu atunci vei plăti taxele salariale, acele contribuții, nu sunt taxe salariale, sunt contribuțiile la pensii și la sănătate, la două salarii minime, adică în loc de 1.200 de lei cheltuiala pe lună, vei avea 2.400 de lei. Înțeles. Pentru că așa a considerat legiuitorul, că este corect, ca firmele, persoanele fizice autorizate care desfășoară activitate și obțin peste 24 de salarii minime, adică acești 72.000 de lei, 24 ori 3.000, da, da. Da? 72.000 de lei, pentru că la PFA calculul se face anual, nu se face lunar, asta e foarte important, da? Dacă tu depășești lunar acești 6.000 de lei, vei plăti taxele de 2.400 de lei într-o lună. Păi da, dar nu înțeleg de ce le-au dublat. N-aș putea să-ți dau o explicație. Nu avem un raționament în spatele acestei decizii. Nu avem o justificare. Nu avem ceva care să impună o necesitate, pentru că practic asiguratul care plătește 24 de contribuții la sănătate, adică 300 de lei ori 24, 7200, are același regim cu asiguratul care poate are un contract de muncă cu timp parțial și plătește taxele la salariu minim, sau unul cu salariu minim, unde plătește doar 300 de lei pe lună. Nu e nicio diferență între la spital și tratat la fel. De... Ai parcă asigurat. Bun, încă o întrebare referitor la PFA. Asta o am de la urmăritorii mei. Dom'le, dacă eu stau în chirie și am contract la ANAF frumos, tot ce înseamnă, eu plătesc chirie, pot să-mi împun acea cheltuială pe PFA, adică să, pe PFA, să spun, ok, eu sunt persoană fizică, prestez X serviciu, da, fac asta, dar am cheltuieli pe persoană fizică. Asta mi este cheltuiala. Bun. În primul rând, contractul de închiriere ar trebui să fie făcut pe PFA, nu pe persoană fizică. Okay. Da? Deci asta ar fi prima condiție. A doua condiție este pe PFA să declar că ai activitate la sediu, să-ți stabilești sediu profesional acolo și atunci când te înființezi prin registrul comerțului, îți pui sediu PFA-ului la contractul de închiriere. Ok, până aici, mersi. Vreau să te întreb, în cazul în care eu fac ride sharing și vreau să-mi fac PFA, ce domeniu de activitate pot să-mi pun eu în casa unde stau, dacă plătesc, indiferent nu că plătesc rată? Adică pe caienul acesta 4939, cred că este clar activitate la terți, că nu iei pe cineva să plimbi în propria casă. Deci nu se poate. Deci că nu se poate. Dar îmi fac cheltuiala din casa de la mine, că sunt persoană fizică. Nu merge. Că tu ce activități autorizate ai la acel sediu? Ce faci tu la sediul ăla? Ce drăguț. Da, deci nu. Plus că de cele mai multe ori proprietarul nu va fi de acord să declare că există activitatea economică la sediu, pentru că plătește un impozit de vreo 5 ori mai mare. What the fuck? Ca să ne înțelegem. Și eu am avut un șoc atunci când mi-a venit decizia de impunere pe anul acesta, cam de 1.500 de lei impozitul la un apartament, unde noi desfășurăm activitatea economică, suntem biroul de contabilitate. Puteam, dar de ce toate dar taxa astea? La DITL, impozitul pe construcții, este de 5 ori mai mare și pe undeva la 1.500 de lei. Păi stai puțin. Și eu dacă, de exemplu, eu aici unde stau, că stau cu chirie, da? Stau cu chirie, dar sunt sărac, asta e. Deci, stau cu chirie, mi-am făcut firma, da? Da. Acolo, într-o cameră, da? Da. Camera 1 da. Scrie, da. Ceva de genul, da? Da. Pe una dintre firme. Și dacă am declarat că eu acolo nu am activitate, n-are treabă cu impozitul, da? Da. Nu, proprietarul nu este afectat de un regim de impozitare diferit. Okay. În cazul acesta. Și dacă prestezi activitate acolo, nu știu, da, fabric ciorapi, croșetești ciorapi acolo, proprietarul va plăti un impozit de 5 ori mai mare. De ce? What the fuck? Pentru că desfășoară activitate economică. Pentru că este un regim de impozitare nerezidențial. Stai puțin, Iona. Acum vorbim, știi, ca cum imaginează că stăm deci acolo. Deci vrei să avem fim Ioana și nu semințe. Contabilul care vine și ți... Da, imaginează că avem o pungă de semințe și mâncăm și semințe în momentul ăsta. Deci...
ăștia de la Enel, Curent și așa mai departe, îți măresc factura pentru că, domne, e pe firmă. Da. Taxele se măresc dacă toate declar s-au mărit, impozit pe dividende, taxe, salariu minim, regimuri de impozitare. Asta nu înțeleg. Taxele locale s-au majorat, ce să mai zicem? Bun, ideea este așa. Contabilii și-au crescut tariful. Pe lângă prețurile crescute în piață din cauza transportatorilor, că nu suntem în Schengen, că X motive, da? Sunt, toate astea sunt reale, pentru că am văzut și eu, de exemplu, un program ne anunță. Vezi că din data de crește prețul la motorină și avem un indice de calcul, da? Da. Bun. Pe lângă toate chestiile astea, care vin de afară, influențează de afară, mai avem și noi o grămadă de taxe, da? Automat o să-l bag în adaos toată treaba asta. Și omul de rând se întreabă de ce astăzi pâinea costă un leu și peste două luni, având în vedere instabilitatea care este acum, peste două luni costă 3 lei. Din cauza inflației, din cauza creșterii taxelor, impozitelor, pentru că toate se vor reflecta, evident că fiecare trebuie să-și scoată banii ăștia de undeva. Micile afaceri au devenit foarte greu de ținut. Foarte greu. Dacă ești un amărât, un omuleț care își desfășoară activitatea și, cum am zis, eram eu cu mine și cam atât, sau mai aveam pe cineva care făcea ceva part-time sau mai știu eu ce, am descurajat și part-time-ul, pentru că dacă m-a ajutat cineva 4 ore, da, nu, eu trebuie să-i plătesc impozita la 8 ore și automat spun mai bine fac eu, dorm mai puțin cu o oră noaptea și asta este. Micile afaceri, micile business-uri nu mai rezistă pe piață. Nu știu dacă ăsta este interesul, nu știu dacă astea sunt, sau pur și simplu raționamentele economice, macroeconomice, nu mai funcționează. La noi se iau deciziile, vrem bani, vrem bani mai mulți din taxe, vrem bani mai mulți din impozite. Uite-te la parcarea asta, what the fuck, ai fost tu pe afară? Vrem bani. Ai fost tu pe afară, cu siguranță. Ai văzut mizerie ca asta? Asta deja... Nu, pe bune, adică deja tu mă pui este... să plătesc... Vorbim de SF. Ioana, uite magazinul aici, m-a pus să plătesc pe geamuri. Geamul e al meu, l-am închiriat. Da, plătești taxă de afișaj, da. De reclamă, da. Zici că toată piața Rahov... Bă, la mine vine. A văzut reclamă, la mine vine. Da. What the fuck? Toată chestia asta a fost prevăzută cu acea reclamă de deasupra. Înțelegi? Da. Deci așa a fost prevăzută. Așa a fost... Nu. Vrea proiect strict pe treaba aia. Știi cât costă un proiect? Nu știu. Nu, hai să nu le luăm de bani. Dă-i dracu de bani. În cât timp mi le aprobă, știi pe ce se dă? Pe autorizația de construcție. Am înțeles. Vorbeai de curățenie în Dubai, la metrou, în spațiu public, super aglomerat. Erau muncitori care frecau cu burețelul, ca de vase, plinta. Marginea aia de jos, când mergi pe jos, era atât de curat că oricum nu aveai voie nici să scuipi, nici să... Da, nici bine, să, nici vorbim să, și de altă civilizație, dar, acolo, dar... Vreau să zic că se și oferă, se și poate în alte țări, se poate. Frecau cu burețelul, plinta aia. Când am văzut, am rămas mască, nu-mi venea să cred. Ce toacă, nici la mine acasă poate nu stau să frec cu atâta... Vitejie. Exact. Ok, revenind la subiect, am început să ne ducem pe alte meleaguri. Da. Referitor la ride sharing, hai să o spunem, da, dacă este un canal de ride, vorbim despre ride. În ce cazuri ai recomandat tu SRL-ul, PFA-ul sau flota? Dacă ți răspund așa direct, un singur răspuns câștigător, vrei unul singur? Da. Eu aș recomanda flota. Mamă, și tu mereu. Ții cu flotele, deci, să mereu. Mă de ce? Mereu, de ce? Nu este bătaie de cap. Nu avem toate problemele acestea. Cum ne scoatem banii? De exemplu, un client zilele trecute m-a întrebat cum să-și scoată 100.000 de lei din registrul de casă pe dividende. 5% impozit pe dividende. La valoarea asta plătește și contribuția la sănătate, care este de 3.060 anul acesta. Anul viitor va fi 8% plus 3.600. Bun, la un miliard, hai. Bun, dar... Omului crapă capul cum să facă să-și scoată banii. Pentru că, evident, el având patru șoferi are și cu el 5,
Evident că banii s-au dus la șoferi. Dacă eu stau și plătesc 5% impozit pe dividende, anul viitor, peste câteva zile, va fi 8% impozitul pe dividende, da? Ca să-mi scot banii. Mai plătesc contribuția la sănătate, 3600 de lei. Cât ai zis că este comisionul de la flotă? 25. 25? A, nu, de la flotă. 10. 10. Contabilicește 10 versus 8 plus sănătatea, plus bătaie de cap, plus contabilul, plus, mie îmi dă cu minus. E cu minus. Deci multe chestii cu minus. Asta este răspunsul meu. Unul singur câștigător, nu sunt afiliată cu nicio flotă, nu am nicio recomandare din punctul ăsta de vedere, dar totodată recomand cei care au firme sau intenționează să-și desfășoare activitatea sub această formă de organizare să se informeze și iau o ședință de consultanță, se informează din diverse surse, cât pe canalul lui Eddie, da. Bă, se informează, se informează din diverse surse ca să iau decizie în cunoștință de cauză, pentru că eu văd foarte multe firme înființate cu oameni care nu sunt pregătiți ce înseamnă o firmă, care nu se așteptau să fie așa. După 2 ani și mie, încă mi-este greu, adică încă iau telefonul și te sun și pentru tine poate sunt chestii foarte simple, dar eu te întreb pe măsură, pe măsura, deci în timpul ăsta eu mă lovesc de ele, știi? Și atunci te sun când m-am lovit de situație. Tocmai de asta ziceam că... Și sunt multe. Este privirea de ansamblu. A mea este o opinie subiectivă, personală, dar văzând atâția oameni în diverse situații, având atâtea firme în portofoliul nostru cărora le ținem contabilitatea, am observat tendința de a ne deschide firmă sau PFA. Eu îl încurajez, mai mulți clienți pentru mine, dar tendința aceasta este dată de niște oameni care nu știu cu ce se mănâncă și nu o zic la modul rău intenționat, ci pur și simplu să iei o decizie în cunoștință de cauză. Este cea mai bună chestie pe care o poți face pentru tine. Nu e bau-bau. Și eu am pornit de undeva și tu ai pornit de undeva și oricine a pornit de undeva. Toate firmele mari au pornit de undeva, de la zero. Dar trebuie să știm ce ne așteaptă. Impozitele, taxele, riscurile asociate unei afaceri, eventuale controle, că nu am discutat pe chestia asta absolut deloc. Când ai un business și eventual mai ai și șoferi și mai ai și angajați, dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ceva cu șoferul respectiv în timpul programului, e nasoală treaba. Ghici, da. Cine răspunde și cum răspunde? Flota. Da. Chiar vreau să discutăm despre treaba asta, dar într-un alt vlog, pentru că s-a lungit foarte mult. Da. Următorul vlog probabil că asta vom discuta, despre controle și ce trebuie să avem la îndemână atunci când, adică ce acte trebuie să punem pe masă, cum trebuie să ne comportăm și așa mai departe. Bun, cam astea au fost, deci astea sunt cele mai importante schimbări de la anul. Impozitul 8% pe dividende, două forme de impozitare, ori 16% în cazul în care nu ai angajat, sau 1% în cazul în care ai angajat, 1% plus taxele salariale. Deci astea sunt cele trei schimbări mari. Da. Bun, eu îți mulțumesc că ai acceptat să facem acest vlog încă o dată. Și te invit și la următorul. Da? Îți mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care vizionează, tuturor celor care ne contactează, tuturor clienților noștri care au venit prin intermediul vlogului tău. Și le mulțumesc. Da. Tuturor clienților care vor veni prin intermediul vlogului tău, le mulțumesc. Noi prestăm servicii de contabilitate la un standard de calitate ridicat și, într-adevăr, așa cum îți spuneam mai devreme, ne asumăm ceea ce facem. Putem fi săcăitori, dă-mi aia, dă-mi aia, dă-mi aia. Da, e ok. Dar, pe mine te rog să mă săcăi. Da, putem fi săcăitori, dar ne facem foarte bine treaba pe chestia asta și recomandările sunt. Platinum contab. Edibă.
În descriere o să aveți numărul de telefon al doamnei Ioana, bineînțeles site-ul. Și eu ce să zic, vă doresc să-mi dați și mie un like, un subscribe și să puteți să dăm înainte, cum spun, de fiecare dată. În curând vine Crăciunul, ho-ho-ho, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Și trebuie să ne cumpărăm, cum zice, sutiene și kilos de baie, că vine și vara. Cornițe de ren. Cornițe de ren. Ciao, pa, pa! La revedere! Hopa e bomba, tiri bomba, business ca orientalii, facem și noi reclamă la flota lui Bogdan. Dacă vrei să faci Bolt, Uber, Black Cab, Bolt Food sau alte bucătării, cu codul EDB, ai copii conforme și ecosoane gratis, atestate gratis. În descriere aveți numărul de telefon, Bogdan vă așteaptă cu o pungă de alune și o bere fără alcool, că suntem șoferi, ce dracu, pentru a discuta beneficiile colaborării voastre. Hap după dulap, EDB. Update. Bă, ci că Bogdanel dă copii conforme și ecusane pe viață, frate. Bă, de-aia nu mergem în țara asta cum trebuie. Unii au prea mult și alții deloc. Hai, v-am pupat. Pa.